participați la acest eveniment. Sper ca fiecare dintre dumneavoastră să plece de aici cu o carte, nu ca să fac eu comerț, ci pentru că realmente vă poate lumina viața. Și nu exagerez prin nimic, deși cartea este una cu puternice accente dramatice, după cum veți vedea, ea este și o carte a bucuriei, pentru că întâlnirile, cum le-am numit eu, salvatoare, întâlnirile promiatoare, întâlnirile care te pot forma ca om, aduc cu ele o mare, mare bucurie. Părinte, poftiți, poftiți aici. Părintele profesor, am târziat puțin, dar îi mulțumim că e alături de noi. Revenind, cred că este și o carte a bucuriei. Cred că este o carte care realmente poate furniza și altor tine reperele existențiale pe care vi le-au furnizat mie, pentru că această carte vorbește despre persoane care au lucrat într-un chip semnificativ din punctul meu de vedere, ca să nu spun mai mult, anumite virtuți. De la curaj, onoare, cinste, până la cultul prieteniei, până la generozitate fără limite și așa mai departe. Nu mi-am propus să scriu o astfel de carte, nici nu m-am gândit că voi fi autorul unei astfel de cărți, deși cartea s-a scris singură în 20 de ani, să spun așa, cam mai bine, pe măsură ce îi cunoșteam pe acești oameni și pe alții asemeni lor. S-a scris întâi în inima mea, să spun așa, pentru că m-am legat de aceste persoane într-un mod inseparabil. Trag multă nădejde că vom fi împreună și în viața de dincolo, pentru că iubesc foarte mult. Și s-a scris și prin anumite texte pe care le-am dedicat câtorva, multora dintre dânsii, sau texte pe care le-am făcut împreună cu dânsii. Mă refer la acele dialoguri, unele destul de lungi și de ispăditoare. Nu sunt neapărat interviuri amabile, ci sunt interviuri care caută să lămurească asupra istoriei recente, asupra unui mod de formare a unor oameni, asupra credinței și așa mai departe. Nici n-am fost conștient de scrierea acestei cărți. Am avut surpriza să fiu tras de mânecă de soția mea care se află aici de față, Adela Ioana, care, auzindu-mă la o altă întrunire publică, mărturisind că le datorez totul acestor români exemplari, mi-a spus, dar tu ai scris despre mulți dintre ei. De ce nu ți adun textele într-o carte? Și atunci a apărut ideea. Mi-am dat seama că despre unii, chiar dacă fusesem foarte apropiați, nu apucasem să spun nimic. Și asta m-a blocat un pic. Sau m-a întârziat în acest proiect. Mi-am dat seama că, în cazul altora, sunt texte care arată numai o parte a personalităților. De aceea, textele inițiale au fost completate. În carte sunt cam 65-70% texte care au apărut în publicațiile la care eu am tot lucrat în ultimii 26 de ani. Dar sunt și texte inedite, texte care apar pentru prima oară în acest volum, în proporție de 30-35%. Și vreau să vă mărturisesc că le-am scris în momentul în care m-am decis să iau taurul de coarne, așa. Le-am scris foarte repede pentru că ele erau undeva sedimentate în mine. N-a trebuit să le caut, n-a trebuit să țes, propriu-zis, o poveste literară.
și doar să spun ceea ce trăisem deja. Mi-a făcut o mare bucurie să scriu această carte. Sper din toată inima și din tot sufletul meu să fie de folos. Pentru că nu spre fala mea, dacă observați, și asta este, cum să spunem, o contribuție decisivă la designerului care a făcut coperta Elena Ciolacu. Dacă observați, lumina cade pe cei 13 adunați sub acest titlu, nu pe numele autorului. Și asta mi se pare că e un lucru foarte bun. Pentru că nu pentru evidențierea mea am scos această carte, ci pentru a-i mărturisi pe ei, care sunt mărturisitori. Mărturisitori ai unei lumi sfârșite, aproape sfârșite, mărturisitori ai unor vieți extraordinare, mărturisitori în primul rând al lui Hristos și mărturisitori în numele acestui neam, care, iată, a avut și vârfuri de curaj, de nemblețe, de demnitate, figuri care încarnează verticalitatea românească. Aș mai vrea să mai spun că această carte vine, fără să o fi gândit astfel, în continuarea alteia, care a făcut, să spunem așa, un succes de casă la editura Ros, pe care o conduc. Și mă refer la cartea cu titlul Corectitudinea politică. O nouă religie a noi ordin mondial, da? Și de ce spun asta? Pentru că am conștiința faptului că trăim un moment, poate nu neapărat de răscruce, dar un moment premergător unei noi mari cenzuri. Noi, o parte dintre noi, știm foarte bine ce a însemnat cenzura totalitarismului comunist. Se naște o nouă cenzură sub un nou totalitarism. Ea poartă numele de corectitudine politică și exprimă, de fapt, idealurile vechiului marxism îmbrăcat în haine culturale. Și care, de fapt, este un sexomarxism. Care elimină de pe piața ideilor și din agora orice părere care nu se încadrează în limitele pe care ea le trasează. Va veni deci un moment, sunt absolut convins, când astfel de cărți nu vor mai putea apărea. Și cred că e bine să le scoatem acum cât încă suntem liberi. Nu vorbesc prostii. În străinătate deja se trăiește așa ceva. Și partea dumneavoastră probabil că știți. La noi mai puțin, dar deja arderea în eficie, marginalizarea socială, chiar excluderea de la locul de muncă, au început să devină reguli și la noi, în privința opiniilor politice. Mai e până când o să ne oblige să ne scoatem crucile de la gât și să nu cumva să mai avem alte opinii politice în afară de cele îngăduite de conducerea de partid și de stat. Mai avem puțin. Atunci se va vedea cu adevărat dacă lecția despre care vorbesc în carte, pe care aș fi învățat-o de la generația domnului Demosthene Antonescu, om fi învățat-o sau a trecut pe lângă noi. Sper din toată inima să găsim puterea de a face o opoziție demnă și curajoasă la acest nou totalitarism, așa cum și dânșii au știut să o facă la vremea atunci.
Mă opresc aici pentru că, vedeți, suntem mulți vorbitori și v-am pregătit și o surpriză de final, o surpriză anunțată de final cu acel concert de colinde. Surpriza este că este un cor bărbătesc care n-a fost foarte mult expus public și de, care de aceea, după părerea mea, este mai valoros pentru că este mai proaspăt și cred cu siguranță o să vă placă. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o seară bună pentru noi.